Oamenii au vânat un porc mistres de 60 de kilograme la o partidă de vânătoare autorizată. Imediat animalul a fost tranșat și împărțit la toți cei care au participat la vânătoare. Cu toții au mâncat din carnea pregătită la grătar. Abia a doua zi, în urma analizelor de laborator, s-a descoperit că mistrețul era puternic infestat cu trichină. Toți cei nouă vânători care au consumat carnea de mistreț, care era insuficient preparată termic, au ajuns la spital pentru tratament. Peste 10 zile vor face noi analize de laborator pentru a se vedea dacă au sau nu trichineloză. Autoritățile sanitari veterinare au confiscat toată carnea de porc mistreț infestată în vederea incinerării pentru a preveni și alte îmbolnăviri.